Bine v-am regăsit în bucătăria Food Love. Astăzi vom găti o rețetă foarte practică, bazată pe pulpe de pui desosate. Vom face, de fapt, garnitura, carnea și niște legume extraordinare dintr-o singură gătire. Totul într-o tavă în cuptor. Rămâne să vedeți ce urmează. Această rețetă este foarte practică, se face într-un timp relativ scurt din momentul în care începe să gătiți, în jur de o oră, o oră și 15 minute, mâncarea este pe masă. Va avea mai multe ingrediente, va fi ceva deosebit, ceva foarte gustos și ceva la îndemână și ușor de gătit pentru oricare dintre voi. Pentru rețeta noastră avem nevoie de 600-700 de grame de pulpe de pui dezosate, 1 kg de cartofi, eu am ales cartofi roz de un diametru mic, îi vom găti ca atare, i-am spălat și pregătit pentru gătire, 5 măciulii de usturoi, ardei fără sâmburi, mega delicios, o lămâie, boia, piper, sos de soia, un amestec de pătrunjel și usturoi, usturoi granulat, piper, ulei de măsline, iar aici avem un amestec de alune și stafide. Să începem prepararea cărnii. Pulpele de pui au fost fasonate și pregătite. Vom trece la condimentarea lor. Vom pune sos de soia, cam o lingură, boia, o linguriță, zeama de la lămâie. Sucul de lămâie are rolul de a frăgezi carnea. În combinația cu sosul de soia va fi ceva deosebit. Amestec de usturoi și pătrunjel și puțin usturoi granulat. Vom pune și puțin ulei de măsline. Piper. Vom lăsa carnea de o parte. Dacă timpul vă permite, vă recomand să o țineți la frigider măcar 2 ore. Iar acum ne vom ocupa de cartofi. Cartoful nu e mult de lucru. În funcție de mărimea lui, ei fiind spălați, îi putem lăsa în coaje, sunt cartofi noi și pentru a avea o coacere uniformă, îi vom găuri cu o furculiță, eu am ales o furculiță mai mică. Cartofii noștri sunt pregătiți pentru condimentare, lucru pe care îl vom face în momentul în care îi vom așeza în tavă. Acum vom pregăti usturoiul. Pentru usturoi vom face un mic artificiu, în sensul că vom lua căpățâna de usturoi și o vom tăia doar puțin în zona vârfului cățeilor. Ea va arăta așa, nu necesită curățire, se va pune în tavă, se va condimenta, iar în momentul în care se va coace, în interior va fi o pastă de usturoi foarte aromată și extrem de gustoasă.
Pregătim cuptorul. Îl vom seta la 185 de grade. Am o tavă pregătită pe care am pus hârtie de copt. Este o tavă standard a cuptorului. Vom porni cuptorul. Căldură de jos. 185 de grade. Timpul vom seta în momentul în care vom introduce tava. Să începem să pregătim tava. Pentru început vom pune carnea. Următoarea etapă vom pune cartofii. Vom pune usturoiul. Și ardei. Ardeii se vor coace, vor avea o textură fermă și sunt și rămân extrem de dulci. Vom face asezonarea finală. Pe cartof vom pune puțin ulei de măsline. Același lucru facem și cu usturoiul. Vom pune piper. Boia. Și să nu uităm de sare. Vom pune amestecul de nuci și stafide. Acesta îl vom presăra peste carne. Credeți-mă, o să vedeți, e ceva deosebit. Cuptorul nostru a ajuns la temperatura de 185 de grade. Vom pregăti tava pentru a o introduce în cuptor. Și pentru asta vom folosi folie de aluminiu. Apăsați folia pe conturul tăvii pentru a rămâne aburul în interior. Tava noastră este pregătită, merge la cuptor. Vom seta cuptorul la 35 de minute. Ne vedem după. 30 de minute au trecut, vom scoate tava. Pentru asta vom folosi mânușa, care are povestea ei. Dacă vreți să o aflați, chiar vă spun. Am primit-o la absolvirea școlii de bucătari. Da, la Alcatraz. Bine, n-am fost primul. Câștigătorul a luat 35 de ani. Câteodată nu-i bine să câștigi. Dar până atunci să scoatem tava. Să vedem ce am făcut.
Uitați ce bine arată! Stafidele s-au umflat, sunt pline de dulceață, alunele sunt moi și fragede, ardeii s-au copt, carnea de pui este perfect făcută, usturoiul și cartofii. Vom continua etapa următoare. Următorul pas este să punem puțin rozmarin peste cartofi. Lăsăm și crânguțele. Vom reintroduce tava la cuptor neacoperită pentru încă 10 minute la 165 de grade. Foarte folositoare mânușa. Cele 10 minute au trecut, scoatem tava din cuptor. Arată excepțional. Și acum vom pregăti farfuria de prezentare. Ce avem noi aici în tavă este o porție pentru 4, 5, chiar 6 persoane, în funcție de apetitul fiecăruia. Pentru un gust deosebit, vom pune câțiva stropi de zeamă de lămâie peste carne. Și putem presăra puțin amestec de pătrunjel cu usturoi. Aceasta este farfuria noastră, o friptură de pui din pulpe desosate, cu alune, cu stafide, cu cartofi copți cu rozmarin, usturoi copt și ardei copți, totul gătit într-o singură etapă, foarte rapidă, foarte gustoasă, plină de culoare, plină de texturi, gusturi diferite, îmbie la o masă în familie, la un moment bun petrecut alături de cei dragi. Vă doresc poftă bună și sărbători fericite și nu uitați, gătiți și vă iubiți în ce ordine vreți voi. Ciao!